Încă un accident îngrozitor produs pe strada Kiev din capitală. Un motociclist a murit pe loc după ce vehiculul pe care îl conducea s-a izbit violent într-un automobil Mazda. Martorii terifiantului accident susțin că motociclistul conducea cu viteză excesivă, a ieșit pe contrasens și s-a lovit în autoturism. Poliția investigează acest caz.